Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Ionuț Manta, vă invit la o nouă ediție a emisiunii Repriza de Sport. Fotbalul argeșean este în declin. Vom vedea Liga 1 de toamnă tot la televizor, pentru că FC Academic Argeș a înregistrat o înfrângere în derbiul promovării cu FC Voluntari sâmbătă în direct la Antena 1 și așadar a pierdut orice speranță de a mai evolua pe prima scenă fotbalistică a țării. Vom vorbi despre Academic Argeș, SCM Pitești, Atletic Bradu, Mușelul Câmpul Lung, dar și FC Argeș 1953 cu invitații mei de astăzi în platoul Antenei 1, colegul meu de plasă, Costi din Iași, căruia îi mulțumesc mult de prezență. Mulțumesc frumos, Ionuț, bună ziua! Și de la Câmpul Lung, colegul meu Sorin Moțoanu, care în câteva momente va intra în legătură directă cu noi. Vom aborda așadar aceste partide disputate la sfârșitul săptămânii trecute, atât meciurile din Liga 2, Liga 3, dar și cel din Liga 4, acolo unde s-a hotărât deja soarta echipei care va participa la barajul pentru promovarea în Liga 3. Acolo 99% va câștiga campionatul Unirea Bascov în detrimentul echipei FC Argeș și 1953. Așadar, Costi, să intrăm în subiect. Vom vedea Liga 1, e clar. Încă o dată, încă un an. Încă un an, tot la televizor. Și ceea ce se mai îngrijorează este că nu sunt și speranțe mari de la anul. Adică să sperăm, da, de la anul se schimbă ceva, vom avea echipă foarte puternică și vom realiza promovarea în Liga 1 cu vreo formație care să reprezinte Argeșul. Este clar că la Academica vom vedea cum se vor mișca lucrurile din vară, pentru că e posibil formația aceasta să plece din Pitești, să se mute, să revină, poate fie în zona acolo la, nu știu, Clinceni sau oricum pe lângă București. Mi-e greu să cred că va găsi însă poartă deschisă prin oraș prin apropiere. Cred că va rămâne varianta să revină la București. Sincer, cred că dacă cei de Academica vor încerca să promoveze din nou, vor ataca tot promovarea, cred că vor rămâne la Pitești până la urmă. În schimb, dacă se vor mulțumi cu o prezență în Liga a doua, fără să mai pretenția promovare, cred că vor reveni la, nu știu, la Clinceni, pentru că e clar că nu ar avea sens să joace la Pitești încă un sezon. Un an în care, iată, din păcate, Voluntariul va promova în Liga 1, iarăși ne cam doare. Echipe mari, iată, Piteștiul nu are echipă în Liga 1. Da, nu are echipă în Liga 1. În schimb, avea Voluntariul, e posibil Chiajna, iată, să rămână în Liga 1. Am văzut și astăzi că au scos un rezultat foarte bun la Steaua. Și sunt alte echipe micuțe care vor rămâne în Liga 1. Viitorul, până la urmă, și o echipă care l-are pe Hagi în spate, dar care nu are nici un background prea interesant. Sunt echipe tradiție, orașe importante care altă nu sunt în Liga 1. Piteștiul în frunte, să nu uităm că Aradul nu are echipă în Liga 1, Timișoara are acum, că a promovat această formație care nu e nici ea chiar poli de drept. Iată, echipele, orașele importante din România rămân fără echipe în Liga 1, în schimb vin formațiile micuțe, fără tradiție, dar care au o parte financiară foarte bine pusă la punct și se pare că contează mult mai mult la ora actuală să ai un buget bine pus la punct decât să ai, nu știu, o istorie în spate și suporteri și galerie și... Da, s-a văzut clar în derbiul de sâmbătă, au fost mai mulți suporteri de la echipa oaspete în tribunele stadionului Nicolae Dobrin. Dureros pentru un suporter. Da, bine, s-a creat și o emulație mare acolo. Normal, echipa se bate la promovare, are șanse mari să intre. Cu siguranță va și intra. Vorbim de Voluntari, într-adevăr, un orășel lângă București, dar fostă comună. Să ține minte că și mie vine până acolo câțiva ani, nu zic pe nimeni, dar și mie vine echipa micuță în oraș și toți mai micuț, cu forță financiară și el considerabil, dar se uită că și mie vine în urmă cu 2-3 ani putea la promovare, avea galerie, se ducea băieții după jucători prin deplasări. E normal, când ai rezultate, e logic să atragi lângă tine și suporteri care să vină la Serena, fotbalul e ceva ce prinde. Și când vezi că ai șanse foarte mari ca de anul să joci cu CFR, cu Steaua, cu Dinamo, cu Rapid, CFR-ul dacă va rămâne în Liga 1, acolo la punctele la TAS. Dar oricum, să fii în Liga 1, e normal că te motivează și vii lângă echipă, o susții. Proiectul avea destul de serios și să nu ne mire ca peste câțiva ani să vedem și cel nou Voluntariu, poate prin cupele europene, nu trebuie să ne mire prea mult, pentru că vedem că Târgu Mureș e foarte rapid de a cuceri titlul în Liga 1. Bine, asta și pentru că la Steaua sunt probleme foarte mari, dar în momentul în care ai stabilitate financiară foarte bine, poți să la pun lucrurile mere bine din punct de vedere financiar, ai salariile plătite de la zi, jucătorii, am văzut și jucători de experiență la Voluntari, de acolo, de cap de listă, din Todoran, care are o experiență fantastică în Liga 1, a jucat mult timp la Farul, la Petrolul, un om care, da, clar... Și un Tibi Bălan și un Maxim, da, exact, da, exact. Deci ai o echipă frumoasă și normal că ai și dreptul de a spera la Liga 1 și chiar la mai mult, doar de a te menține. De ce nu? Să figură mai frumoasă. Chiar dacă cei de la FC Academica erau la mâna lor, pentru că erau 5 puncte diferențe și au urmat aceste două dispute între cele... Că a fost acel meci cu Cântec de la Voluntari, în care tu la 0-0 ai avut un penalti.
arbitru se răzgândește, nu-ți mai dă penalti. Vede, pe faza, o să știu, o fază cam grea, sincer să fiu, e cam discutabilă faza aceea, dacă o să n-a fost penalti. Dar nu s-a luat penalti și după aceea întoarce arbitru faza, dă cartonaș galben pentru simulare, iar peste 4 minute e roșu, le iei pe al doilea. Practic de la un 1-0 pentru tine, posibil 1-0 și om în plus pentru că jucătorul cel voluntar mai avea un galben, deci avea șanse mari să jucai în 10, jucau cei voluntari 10 și tu poate aveai 1-0, te-ai trezit peste 4 minute 0-0 și tu jucând în 10. Practic s-a schimbat totul așa, de la 180 grade, în doar câteva minute, ceea ce e clar că nu a picat bine pentru nimeni. Într-adevăr, a fost mari probleme de arbitraj în partida tură, în meciul de sâmbătă n-au fost, n-am putea discuta de arbitraj, doar că, nu știu, cel puțin prima repriză Citra Academica, parcă nu erau conectați la semnătatea acestui derby. Nu știu cât mai credeau nici ei, poate, chiar și o victorie, pe lăsau la 2 puncte de voluntari. Sincer, e cam greu să te încurci așa pe final de campionat de Brăila, de Bacău, când știi că promovezi. Știm și noi în fotbalul mic cum se practică, plus că unele sunt echipe care nu mai au pentru ce să tragă, adică Brăila și Bacăul și Suceava n-au pentru ce să mai tragă, nu știu, trag pentru ce, că vor cel Academica să promoveze, e cam dificil. Ei a pierdut foarte multe puncte în tur cu echipele mici în deplasare, când ne-a bătut mai pe nimeni în deplasare, tot sezonul ne-a bătut mai pe nimeni în deplasare și au avut și ghinion cu voluntari, pentru că te bate voluntariul în retur acasă, cel 4-3, 91-92, când tu vrei să-i bastu și ai luat gol pe o fază fixă, iar acum tot pe o cam o prostie a venit și golul acesta de partea de sâmbătă, la golul pe unei atenție la fază fixă și s-a terminat povestea. Totul s-a încheiat. Bine, și egalul și înfrângeatul cam acolo însemnat, practic ieșirea din curța pentru promovare. Da, diferența de puncte era rămâneau 5 puncte, acolo sunt top și nici măcar dreptul de a mai spera în fel mai. Chiar dacă din punct de vedere matematic cei dragi voluntari nu sunt promovați încă, dar mai sunt doar 4 etape. Da, sunt 12 puncte puse în joc, iau 8 avantaj, practic 2 victorii, greu de căzut. O victorie de egal. Se va mai putea întâmpla ceva. Așadar, se știu cele două echipe promovate în Liga 1, în seria în care evoluează și CS Mioveni. Timișoara a promovat în fanfar după victoria de etapa trecută cu cei de la Reșița. Așadar, două echipe care, iată, se cunosc cu 4 etape înainte de final, echipele care promovează. Și atât întrebare, și a fost sezonul dezechilibrat, a fost, nu știu, un campionat. Păi dacă în seria academicii măcar la nivel de luptă și discuție a fost ceva între Academica și voluntari, a fost o luptă interesantă cât de cât până la urmă. În seara cealaltă, Timișoara, toată lumea zicea în prima etapă că promovează, nu are niciun adversar. A fost o diferență mare între Timișoara și restul echipelor, totuși, în prima serie. Iar Mioveniul a făcut cam tot ce a putut. A fost undeva atâta pe locul 2-3, acum o serie în care rămân doar 8 echipe la final sau 9 echipe la final. Probleme mari financiare acolo, probleme mari în Liga 2, atât că multe echipe se retrag. Vedem că terminăm, nici mai nevoie de retrogradare în Liga 2, practic se joacă până la desfințare, până la retrogradare. Da. Deci nici mai trebuie să retrogradeze, se desfințează formațiile, se retrag echipele din campionat. Fiecare săptămână au discuții că pe acolo, pe acolo, suntem că Târlungeniu, seara asta e și acolo, între fișa anul fi la anul. În Liga 2. Ca să mai vorbim de FC Ult, o echipă care a rezultate foarte bune. A picat de niciunde cu această desfințare a formației la turii găscupete cei de la finanțe. Eu zic un parcurs bun pentru Mioveni, un parcurs onorabil și bine, marea performanță rămâne cu Paromio în sfert de finală și am fost la câteva minute la semifinală cu în cupă, ceea ce era o performanță fantastică, să jucăm semifinala Cupei României și cine știe ce putea întâmpla, pentru că eu zic că dacă băieții se motivau foarte bine, eu zic că nici Petrolul și Nistea nu erau de nebătut. Pentru că era o șansă unică pentru ei. Oricum, e greu. În condiții în care avem noi formatul de cupă în România, cu acele urne valorice până în semifinale, e clar că e greu că echipa de Liga 2 să face finala. Ce a făcut ei a fost fantastic în sezonul trecut. În acest sezon, să joace sfert de finală, bătând Astra, bătând Dinamo, bătând voluntariu, să nu uităm că i-au bătut într-un voluntariu la ei acasă, 2-1. O echipă, am văzut o echipă închegată bună. Cu antrenor tânăr. Echipă bună, da, Ilie Poinaru, chiar îi felicităm, pentru că la urmă a jucat și el mulți ani aici la Pitești. Da, 5 ani a jucat la sub culori, la violete, la FC Argeș și clar, s-a văzut o echipă solidă, o echipă care
cum se spune în fotbal și a dorit foarte mult. Da, dar au jucători cu experiență. Când ai pe Tibi Bălan, ai un Maxim, ai un Liviu Todoran, ai jucători tineri cu dorințe de a fi mare, de a crește. E clar că ai multe argumente pentru a veni acolo sus în campionat. Bravo lor, e meritul lor până la urmă. Clar că tot timpul ar fi discuții de arbitraj, de nu știu ce faze, de nu știu ce penaltiuri, de nu știu, dar până la urmă zic că să nu uităm acum, sincer vorbim și corect să fim, și la Academic a avut niște faze prin turul campionatului care erau cam ciudate și până și noi ni se părea un pic cam niște penalti poate ușor cam date. Cred că e un parcurs până la urmă meritoriu pentru Voluntari și o promovare meritată în Liga 1, ceea ce este o mare bucurie. Zic că pentru la un moment de la Academic a pierdut promovarea în turul campionatului, când a pierdut foarte multe puncte în meciurile jucate în deplasare, când au bătut la Dorohoi, n-au bătut pe la Buzău, pe la Brăila. Și asta s-a putea să se fi costat foarte scump. De fapt, chiar a costat foarte scump pe băieți, pentru că e clar, vor juca de la anul tot în Liga 2. Și sunt curios să văd ce s-a întâmplat în vară cu formația, dacă va continua la Pite sau dacă se va muta, știu eu, la Clincen, poate, sau știu eu, pe lângă București. Pentru că e clar, rămâne văzut că se va merita o continuare la Liga 1. Și plus să nu uităm cu ce echipe se vor putea trezi în serie la anul. Pentru că e posibil să retrogradeze Rapidul. Și dacă pică Rapidul, vine cu tine în serie din nou. Și iar de peste Rapid în serie. Și nu cred că poți să... În orice caz, anul acesta era un culoar mai ușor, să spunem, la bine, început. Și în seria Mioveni, nu uităm, e la anul, se gândesc la promovarea, obiectiv promovarea. Asta vrem ce adversar vor avea, pentru că se pică CFR Clujul, Cluj și Gaz Metan. E cam e dificil, pentru că am văzut Gazul aseară, da, Gaz Metan, o echipă bună, o echipă, s-ar putea să vină pusta, oricum, la echipă din vară. Asta înseamnă că ai o putere financiară rezonabilă. Și în seria întâi s-ar putea să vină Ceahlăul, s-ar putea... Deci sunt Ceahlăul, clar, 100%, Oțelul, bine, nu știu, Oțelul. Oțelul s-ar putea să va fi la Galați, în fine. Da. Dacă spic Rapid, vine Rapidul aici în serie și e complicat. Să uităm că e și FC Brașov, e în dubii, dacă vrei să pice unde, în ce serie ar veni FC Brașov, altă echipă cu putere. Că se că poate să din Liga 3 echipe bunicele, mă uit acea echipă de la Arad, Muta Bătrâna Doamnă, să vedem dacă... Ce putere financiară va avea, pentru că cine știe, ne-am putea trezi cu Aradul forțând încă din prima promovare, mai ales că Aradul are trecut în fotbal, adică Aradul n-ar fi o surpriză să promoveze. Da, e dureros pentru noi să discutăm, iată că ne e teamă să nu vină Arad, Brașov, eu știu, Ceahlău în serie cu noi și să nu promovăm, pentru că noi eram învățați cu feciare și acolo sus în clasament să... Da, să vină, să fie în anul în Liga 1, să... Facă mă și frumoasă aici, să vedem, nu știu, Steaua, Dinamo și Rapidul bătute măcar la Pitei, să vină cu oarecare teamă, granzii, să spunem aici, la Pitei, să joace cu FC Argeș. Eram și eu micuț, știu și eu, veneam și acasă cu Dara sau la stadion, mergeam cu el și vedeam, țin minte acea fereaș cu Steaua 4-0, 3-2 cu echipa antrenată de Nicolae Dobrin, când se bătea Steaua la campionat cu Rapid. Da, vedem, ani care au trecut de mult și, din păcate, vedem și la stadion că vedem două trăsere suporterii la fiecare meci, ceea ce este o prezență rușinoasă, putem spune, până la urmă. Urmă este decât o asistență atât de redusă la meciurile, fie FCA, deci fie Mioveni, până la urmă, că și Mioveni a jucat aici foarte mult timp și nu aduce mai mult de 300-400 de spectatori în tribune. Mie de asta mi-e teamă că, iată, trec anii, suporterii nu sunt obișnuiți cu Liga 1 și deja se pierde această pasiune. Da, încep să crezi că e bine Liga 2. Da, și vezi echipe fără nume venind la Pitești, la Mioveni și pierzi așa un pic atenția asta pentru fotbal. E normal că trec anii și... Nu știu, apare automulțumire la mărunt, ca o paralelă cu întotdeauna echipa de handball noastră din oraș, deja al 6-lea sau 7-lea ani în Liga Secundă, deja oamenii încep să creadă că e bine, asta locul 3-4, acolo în Liga 2, deci n-ai nicio valoare, e locul 2, locul 9, tot este, dar nu poți să mai promovezi. Plus că nu știu ce echipe te trece în Liga 2, pentru că puterea financiară decide, îți vine voluntariul care ți-a fața și promovează, îți vine Timișoara cu un buget foarte, foarte mare, care nu e de drept poli cea reală și îți promovează în Liga 1. Și am fi sănătate cum a fost în ultimii ani de promovat Săgeata Năvodari, a promovat Corona Brașov, a promovat echipe micuțe, care nu au practic nimic în spate. Da. Trebuie să le spunem telespectatorilor că încă nu e încheiată, să zic, 100%, pentru că, așa cum ne-am obișnuit în ultimii ani în fotbal românesc, sunt răsturnând de situație. E acel caz cu CSU, Universitatea Craiova. Da, ar fi asta, ar fi bomba.
Asta ar fi chiar fi o bombă, să vedem... Știu, academica să mai aibă vreo șansă sau... Să fie vreun baraj cu... Poate cum e veniu. Chiar cum e veniu și ar fi excelent, că sigur vom avea o echipă de șană în Liga 1. Că așa zic, că nu am fi sigur de echipă în Liga 1 să joace între ele în baraj. Nu știu, ce l-ar unii cu Vulcea pare a fi destul de... Plauzibil, dacă stai să analizezi regulamentul... Da, plauzibil și pare a fi destul de sigur pe ceea ce spun, adică nu pare a avea la nivel de dubii. Să aibă dubii, ar fi chiar, zic, ar fi o mare surpriză să vedem, dar totuși sunt un pic circumspect, pentru că... Totuși, cred că dacă s-ar întâmpla așa ceva, eu cred că sunt cărțile făcute pentru altcineva. Am mai avut un caz, să nu uităm, cu un an, doi, cu Rapidul, jucând două, trei etape în Liga 1 și apoi aruncat în Liga 2, ca și chiar la tasă, după două, trei etape. Asta ar fi, cred că și până și pentru noi români ar fi un pic cam ciudat. Eu cred că ne-am obișnuit totuși cu aceste resurse de situație. Bine, nu trebuie să ne mire, să vedem... De 3-4 ani încoace nu mai la TAS se... Adică și la TAS ar trebui să deschidă un for special pentru România. Să vină titlul, să vină pe la TAS. Că și dacă vreau la Târgu Mureș campionat, s-au lăsat păr discuții cu ASEA, pentru că... Și-a schimbat de numirea, da. Și așele probleme prin 2011-2012 cu acele interceptări. A fost și acolo condamnare, cum și la... Da, dar. Dacă nu s-au luat măsuri, nu, echipa n-a fost retrogradată în Liga 2. Da. În schimb, la aici, la Pitești, a fost. Costi, te invit acum să vorbim un pic și de Liga 3, pentru că acolo avem trei echipe. Trei echipe care au reprezentat Ardeșul. Din păcate ne mândrim că avem trei echipe în Liga 3. Da. Din păcate, iarăși, SCM-ul, care la un moment dat a fost lider autoritar. Da, frumoasă echipă. Frumoasă echipă, o echipă tânără. A pierdut contactul cu prima poziție după acel derby cu Chindia Târgoviște. Am văzut Bradu, care și-a revenit în ultima perioadă. Da, dar am văzut și Câmpulul, care, din păcate, în ultimele etape nu mai reușește. Și aproape de retrogradare, în probleme mari. Păi chiar ți-mi minte că am fost printr-o emisiune la tine prin iarnă, în pauza competițională, când, dacă câștigau o partidă atunci, puteau să devină lideri. Și chiar vorbeam cu colegul nostru la Câmpul 1 și îmi spunea că obiectivul echipei a fost din aceea de a s-a schimbat de timp, să nu evite retrogradarea, să evite promovarea. Iată că, din păcate, ne-am reîntors probabil la evitarea retrogradării la Câmpul 1 ca și obiectivul principal al formației. O singură victorie am în retur, dacă am înșel un 1-0 acasă, nu mă țin minte împotriva echipei Astra 2, da. La Terna Roșia Serii. La gol pe minutul 3, m-a arcat atunci de Mazarache, au fost victorii la limită. Și mai au vreo 2 sau 3 egaluri în acest retur, 2 egaluri, atât au, deci în vreo 10-11 etape au decât o victorie și 2 egaluri, un parcurs foarte, foarte slab. Cred că dacă le spunea în iarăși la Câmpul 1 că va ajunge să se bată la evitarea retrogradării, te cam considerau ori împotriva echipei, ori că ai nu te pricep la fotbal, dar că, din păcate, un retur foarte, foarte slab pentru formație. Probabil, nu știu ce s-a întâmplat în iarnă la echipă, poate că apoi o relaxare, băieții s-au văzut deja cu sași în căruță și acum e teama asta, nu știu cum să mai reacționezi când te vezi că fiecare meci pierdut va putea să se prezinte un pas făcut către Liga 4-a, retrogradare. Probabil că ai teamă, nu știu, vedem și la nivelul înalt ce se întâmplă, când intri într-o pasă proastă, îți ieși cu greu, vedem echipe importante care arată că nu, 6 CM, au fost 5 înfrângeri la rând. Bine, și la Pitești și în probleme de punct de vedere financiar, și cu toții, ca jucătorii n-au mai fost plătiți de foarte mult timp, banii, o problemă serioasă. Să sperăm că, așa ca o paralelă mică, paranteză mică, să sperăm că la SCM se vor schimba lucrurile în vară și formația va putea să fie finanțată cum trebuie și de ce nu poate că vom vedea formația să bată la promovare în Liga 2. Da, cred că ar fi momentul, știu, ca autoritățile să intervină, pentru că, iată, a trecut un sezon în care jucătorii, acești tineri jucători care au făcut un tur de excepție, n-au fost plătiți. Acum, sincer vorbind, m-am întrebat și eu, să nu fi plătit, vin la muncă un an de zile să nu fi plătit? Sincer, nu cred că vine nimeni la muncă un an de zile fără să fie plătit, mai ales existând riscul ca Doamne ferește să nu-ți rup picioarele. Pentru că există riscul să-ți rup picioarele pe acolo, pe la un antrenament, pe la un meci oficial și ce faci? Pentru că tu nu ești plătit, nu ești... E greu. Da. Costi, te invit acum să aflăm ce se întâmplă la Câmpul 1. Am vorbit de situația echipei. Chiar vorbeam cu colegul nostru Sorin Moțoanu, pe care îl avem în direct, în transmisiune directă de la Câmpul 1. Se ferea așa un pic de obiectiv acela de a nu promova. Iată că, din păcate, s-a devenit obiectivul real care a fost acolo propus, evitarea retrogradării. Sorin, avem un pic de delay, trebuie să le spunem telespectatorilor de câteva secunde. Sorin, ce se întâmplă la Câmpul 1 cu Mușelul? Spuneai tu în ultima intervenție că vă e teamă de promovare, dar iată, acum ne e teamă de retrogradare. Da, cred că...
Da, am pierdut un pic unul, salutări ție Ionuț, dar și lui Costi. Iată că ne... Da, avem delay, însă reușim să ținem legătura directă. Alături de mine se află și Ovidiu Tică, antrenor secund în cadrul echipei de fotbal Dinicu Golescu, Museul Câmpul Lung. Echipă care, din păcate, în retur nu a reușit să strângă decât 6 puncte, după ce în tur acumulase numai puțin de 20 de puncte și... după termen echipa ocupând la un moment dat locul al cincelea. Iată că acum cu 3 etape înainte de finalul acestei ediții de campionat, Museul Câmpul Lung încearcă să rămână în Liga a 3-a. Mai ales că la începutul acestei ediții de campionat obiectivul clar al echipei era evitarea retrogradării. La un moment dat nu se punea problema de retrogradare, echipa acumulând multe puncte, chiar dacă după prima etapă suferise o înfrângere drastică, scor 0-5 cu meciuri fără înfrângere în tur. Totuși, în retur, echipa n-a mai reușit să facă mare lucru. Care ar putea fi explicația? Bună ziua și din partea mea, colegilor tăi de la Pitești. Cauzele sunt multiple. În iarnă, puțin știți, noi am pierdut 4-5 jucători care au activat în turul campionatului, au fost titulari. Titulari la echipă, titulari de bază. Nu am reușit să aducem alți jucători în locul acestora de aceeași valoare. Au apărut suspendus în această situație, dar cred că putem evita în cele din urmă retrogradarea. Obiectiv clar de la bun început, care l-am avut, indiferent că am avut 20 de puncte în iarnă, noi știam că obiectivul nostru va fi evitarea retrogradării și ne va aștepta un retur foarte greu. Din păcate, situația financiară a noastră, a clubului, revenim ce înseamnă partea salarială. Știți foarte bine că la asta a fost înțelegerea. În iarnă, mai mulți jucători, primind o ofertă financiară, Tănase, portarul, care a fost unul dintre cei mai buni jucători în turul campionatului, a fost nevoit să plece, normal, la un salariu mult mai mare. Ceilalți studenți au renunțat la activitatea fotbalistică, ai zis, ce să facem pe banii acestea. Sunt cauze care pentru noi ne așteptam să ajungem poate într-o situație destul de grea în returul campionatului. Oricum e nevoie de cel puțin 3 puncte pentru a scăpa, sigur. Programul e cea mai grea deplasare la o contracandidată la retrogradare, este vorba de CS Podari, iar ultima etapă cu Urban Titu la Câmpul Lung, 3 puncte în 3 etape, e de nerealizat? Sper din tot sufletul să ne atingem obiectivul și cred că cu cel puțin 3 puncte putem evita retrogradarea. Mai fac o mențiune, o paranteză. Lotul acesta de jucători, în mare parte a fost format din jucători, din fotbalii jucători, în ce scuze, care au activat la un eșalon Liga 4-a, Liga 5-a. Deci n-am avut un lot cu de jucătorii format experimental. A contat foarte, foarte mult. Fiindcă dacă avem probabil o situație financiară să ne permite să, știu eu, să oferim, că avem, cu certitudine, avem cele mai mici salarii, probabil, în toate cele cinci serii. Și am ajuns în situația aceasta destul de grea. Domnul Tică, vreau să vă întreb, v-a dat un pic peste cap revenirea celor de la CS Podari? Acum o săptămână erați și salvați de la retrogradare. Se întâmplă și în Liga 3-a, și în seria noastră, multe aspecte de genul acesta cu, iată, Podarul care s-a retras, a revenit... Da, pe anunța că revine.
echipă revine. Da. Acum o săptămână erați salvați, acum veți avea un meci complicat cu cei de la Chindia, dar și cu cei de la Podari. Într-adevăr, toate cele trei meciuri care au rămas sunt foarte, foarte complicate, foarte grele. Dar după cum am spus, cred în acești jucători că putem realiza obiectivul care ne l-am propus. Este, pot să vă spune din interior, la noi practic am căzut probabil și puțin psihic. Dar în general băieții au conștientizat de bune, dar n-am reușit să ne toarcem cu un rezultat bun care probabil ne salva de la retrogradare. Dar cred că... Oricum, după evoluția din turul de campionat, e lăudabil ce ați făcut acolo împreună cu profesorul Alexandru Popovici. Chiar vorbeam cu Costi mai devreme, știu că era o etapă spre finalul turului de campionat în care, dacă reușeați o victorie, chiar deveneați liderul seriei. Eu cred că echipa are putere să evite retrogradarea, mai ales că am văzut-o pe viu atâtea partide și eu cred că merită să evolueze în Liga a 3-a în continuare. Da, v-am spus și cred că am repetat, cu siguranță ne vom atinge obiectivul. Probabil cu cel puțin 3 puncte din următoarele 3 jocuri vom rămâne în Liga a 3-a. Sorin, aș vrea să... Da, mai fi de întrebat dacă și unele frământări interne, poate schimbarea team managerului a afectat jocul echipei sau pe jucători? Lui Gheorghe Daniel, păi oricum cu jucătorii vorbește probabil zilnic, din câte știm și noi, că și eu am mai ținut legătura cu el, dar nu văd asta. V-am spus că cauzele au fost pierderea anumitor jucători în iarnă, suspendările parcursul returului, cartonașele galbene care am avut atâtea probleme și n-am putut alinia cel mai bun 11 etapă de etapă, având cel puțin un jucător, doi suspendați și toate acestea au adus la acumularea numai 6 puncte în... în returul. Sorin, aș vrea să te întreb, tu urmărești foarte bine evoluțiile echipelor argeșene, cum ți se pare, eu știu, iată, Academica a pierdut lupta pentru promovare, a pierdut disputa cu cei de la Voluntari sâmbătă, iată, vom vedea Liga 1 la televizor pentru suporterii argeșenii încă un an. Da, din păcate, pare să și Pitești, ne-am obișnuit să urmărim Liga 1 la televizor. Academica, dacă ar fi învins pe FC Voluntari în ultima etapă, ar fi venit la 2 puncte și am fi avut o dispută pasionantă, la fel cum e disputa pentru titlu, să spunem, în Liga 1. Din păcate, a pierdut distanța, s-a mărit la 8 puncte și șansele ca Academica... să fie în Liga 1 sunt destul de mici. S-ar părea că în sezonul viitor din județul Argeș poate, cum spunea și Costi mai devreme, Academica va rămâne sau nu în Pitești sau poate se va muta în altă parte. Cert e că fotbalul argeșan, așa cum este și titlul emisiunii tale, este în declin și acest declin nu este de vreme
puțină, de puțin timp, e de mai mult timp. Este un declin al fotbalului românesc, iar în fotbalul argeșan cu atât mai mult, mai ales că fotbalul argeșan a dat de-a lungul timpului, este o fostă campioană a României, FC Argeș Pitești. Din păcate, astea sunt vremurile și vedem cu toții că fotbalul în general în România este într-un mare declin. FC Argeș va rămâne în Liga a 4-a, a pierdut sâmbătă disputa cu CS Mioveni 2, așadar ACS FC Argeș 1953 va evolua tot la județ. Încă o veste proastă pentru suporterii echipei FC Argeș. Vom avea un campionat interesant la anul, pentru că știu că și cei de la Berevoi și-au făcut echipă bună și vor să atragă promovarea în Liga a 3-a. Ce informație ai tu? Da, la Berevoiești e de puțin timp, sau mai bine spus, de la începutul anului, team managerul Daniel Gheorghe, cel despre care aminteam mai devreme, s-a mutat la Berevoiești și încearcă să facă o echipă competitivă pentru eșalonul 4 al fotbalului românesc. Nu știm din vară dacă vor mai ajunge și fotbaliști cu mai multă experiență în eșalonul 3 la Berevoiești. Cert e că acolo se dorește o echipă competitivă, rămâne de văzut dacă se poate realiza, dar iată. Pe suporterul argeșan e că o echipă care se numească FC Argeș nu activează în Liga 1, a dus steagul, să spunem, această ediție de campionat academică. Din păcate însă la anul cu 12 echipe în Liga 1 ne-am fi dorit poate și o echipă din județul nostru, din județul Argeș. Eu cred că promovarea în Liga 1 va fi una din ce în ce mai grea, pentru că se reduce numărul de echipe. Anul acesta părea mai simplă această luptă, pentru că nu erau foarte multe echipe cu nume și cu bugete, mai ales că doar două echipe s-au putut iată până la final. Aș vrea să întreb pe antrenorul secund al echipei, Moșelu Câmpulung. Sigur, eu cred că Moșelu va reuși să se salveze. Ce planuri aveți pentru anul viitor? Să spunem, anul trecut a fost un pic nepregătit, s-a reușit promovarea, n-ați avut timp, eu știu, să închegați un lot mai valoros pentru Liga 3. Dacă aveți promisiuni de la autorități că vă vor susține în continuare, care e situația la echipă? Situația e în regulă. Consiliul Local, ce înseamnă și primăria, ne-a sprijinit și ne sprijină în continuare din punct de vedere financiar, deci nu au fost probleme la Câmpulung legat de ce înseamnă Consiliul Local și primărie. Problema că acest club nu este echipa primăriei, găsit cât mai mulți oameni de bun care ne pot ajuta să putem crea un buget mult mai mare, să putem oferi salarii mult mai motivante și să aducem jucători cu experiență din sezonul următor. Eu vă felicit pentru munca pe care o depuneți acolo. Știu că e foarte greu fără să fie ajutat și iată, poate și din orgolul dumneavoastră și al lui domn profesor Popovici, ați reușit să aduceți Moșelu în Liga 3-a. Era cazul, era timpul, pentru că un oraș atât de mare să nu aibă o echipă de fotbal în Liga 3-a era chiar dureros. A fost la un moment dat la un pas să promoveze în Liga 1. A fost în trecut la un pas, Aro, să vină în Liga 1 și acum iată că... Da, și am văzut că vin foarte mulți suporteri la... Da, e normal, că e o emulație fantastică acolo la Câmpulung. Este și logic, după atâta timp, echipa, orașul din nou, o formație care, mai ales în tur, a jucat foarte, foarte bine. Foarte bine în tur. A jucat și iată că, din păcate, acum, în retur, lucrurile s-au stricat, putem să spunem așa. Probabil că și băieții sunt într-o pasă proastă, probabil că din punct de vedere psihic stau foarte rău în de față și este clar că probabil că este și greu antrenorilor să-i facă să iasă din această pasă proastă și să aibă din nou încredere în forțele proprii. Vă mulțumesc mult de tot pentru intervenția noastră de la Câmpulung, antrenorului secund Ovidiu Tică și colegul meu Sorin Moțoanu.
Vom mai discuta pe acest subiect cu situația fotbalului argișan în următoarele emisiuni. Revenind la tine, Costi, și la această serie a treia de Liga a treia, iată, Bradu și-a revenit, era la un moment dat în cărțile retrogradării. Clar. Era rău de tot, Bărata în retrogradării, până la echipa se va salva și se va salva fără, chiar fără emoții până la urmă. Bradu e salvată deja. În Liga a treia. Este al 3-a, al 4-a an la rând că Bradu sunt în Liga 3-a lejer. E un lucru bun, e un lucru meritor. Nu e chiar așa ușor să te menții în Liga 3-a tot timpul. Mai ales că tu vii într-o serie în care ai formații de cele pe lângă București și de sudul țării echipe mai potente fie aceea, gen Chindia, cum ai avut în serie. De bravo, s-a menținut bine în serie. Păcat, rămâne așa mare regret cu SCM-ul. Dacă erau altfel de punct de vedere financiar sprijiniți, poate că vedeam o luptă cu Chindia pentru promovare sau nu știu, măcar avea șanse mai mari. Da, așa... Greșeala, cred eu, s-a făcut în iarnă, pentru că cei de pe lângă echipă au văzut echipa pe prima poziție, dar aveau nevoie de ceva întreriri, pe lângă faptul că nu și-au primit banii și asta era treaba autorităților să găsească o soluție, nu știu, un sponsor, știu, primăria nu putea să dea în acel moment partea salarială. Poate găseai cineva să zi lângă echipă pentru câteva luni, 2-3-4 luni și vezi după aceea cum, dar bine, probabil că și noi, cu toții, că e o teamă mare de autorități, de justiție, DNA, spunem, da. Și e normal că ai teama de a face orice artificiu, să spunem, ca să-ți permite să asiguri plata salariilor. Da, echipa în iară nu a fost întărită, ba chiar unii jucători au plecat, s-au întors la Mioveni, care erau să fumă de împrumut la SCM, s-au întors la Mioveni, au jucat la aceste Mioveni 2, aceste returi de campionat, o mare parte dintre ei. Și iată că echipa a avut o reseră de 5 înfrângeri la rând și practic acum rămân doar o luptă așa, simbolică, pentru locul 3 cu Concordia 2, ne avem 37 de puncte, au 37. Să sperăm că va rămâne câmpul lungul, la urmă, în Liga 3-a și cine știe că vom avea la anul, poate vom avea 4 echipe din toamnă în Liga 3-a în seria aceasta, dacă pe Unirea Basco vor câștiga barajul, pentru că e clar, ei vor merge la baraj, Ardeș 53 pierzând meciul cu CSM Mioveni 2, acel 4-1. Eu zic că una peste alta, coborând peste Liga 4-a, Fecioară 53 cred că a făcut ca maximum acest sezon până la urmă, pentru că este clar că mai mult de atunci că se putea face așa peste noapte. Să nu te că sunt mulți jucători care au 30 și mulți de ani și e clar că sau acest mix între jucătorii foarte experimentați în Schumacher, Neaga, Tame și până tineri a mers bine până la un punct. Oricum, meritoasă lupta lor pentru... Meritoasă să vedem ce s-a întâmplat din vară, cum ar fi lucrurile din vară la formație, pentru că este clar că va fi o perioadă care s-ar putea să schimbe lucrurile, să vedem dacă în bine sau în rău. Da, să vedem dacă se va reuși acea uniune între SCM și FC Argeș și vom avea FC Argeș și curat. Costi, din păcate, nu avem timp la dispoziție. Mulțumesc mult de tot. Cu multă plăcere și să sperăm că vom avea și o emisiune care am vorbit despre echipe argeșene în Liga 1. Să vedem, da, mulțumesc și colegului meu, Sorin Moțoanu de la Câmpul 1. Vă mulțumesc, doamnă și domnule, că ați rămas cu Antena 1. Rămâne și în continuare. Vă așteaptă colega mea, Cristina Muntanu, cu cele mai importante știri din Argeș. La revedere!